Muncesc mult, își dedică aproape tot timpul liber studiului, însă ceea ce fac, fac cu plăcere. Cea de-a 26-a ediție a concursului devenit tradiție, Carl Cerni, s-a desfășurat la Piatra Neamț la sfârșitul lunii martie. Competiția se adresează elevilor care studiază pianul în cadrul școlilor populare de arte, palatelor copiilor, școlilor de muzică, liceilor de artă și urmărește nivelul de pregătire tehnică și interpretativă a tinerilor participanți. Ediția din acest an a concursului s-a bucurat de o participare numeroasă, înscriind concurenți din 11 orașe ale țării, dar și din Republica Moldova. În acest an, juriul a fost alcătuit din personalități de marcă, profesori de specialitate, din cadrul Universităților Naționale de Muzică, liceilor de artă și școlilor populare de artă. Mă aflu pentru prima dată în juriul acestui concurs de la Piatra Neamț și mi-a făcut o deosebită plăcere și a fost o surpriză cu totul neașteptată, trebuie să spun lucrul ăsta, să întâlnesc aici oameni entuziaști care, iată, de 26 de ani organizează un concurs în care înseamnă o complexitate de efort pe cele mai diverse planuri, pe care cei care vin doar ca participanți nu le intuiesc. Și în consecință merită toate laudele și încurajările pentru ca pe viitor să păstreze ceea ce au făcut până acum și chiar să dezvolte și mai mult. Și nu pot decât să doresc ca acest entuziasm al lor să contamineze și pe alții care pot susține și financiar, vreau să spun, și să dezvolte acest eveniment. Mă bucur foarte mult că numărul participanților a depășit cifra de 40, ceea ce, chiar dacă reprezintă o scădere din câte am înțeles față de ediția trecută, reprezintă totuși un semnal foarte încurajator, în sensul în care, iată, în orașe mai mici ale țării, și când spun orașe mai mici, nu mă refer neapărat la Piatra Neamț, mă refer la Roman, la Vaslui, iată, apar talente, apar școli care trimit copiii la astfel de evenimente și care dovedesc că nici vorbă nu poate fi de pierderea interesului sau de dispariția talentelor în România. Cu o îndrumare bună, cred că toți cei care au participat în concurs, chiar și cei care n-au luat premii la această ediție, pot face o figură foarte frumoasă pe viitor. Aș ține să subliniez că un concurs este o ocazie, după cum spunea Luciano Pavarotti, un mare artist, un mare tenor. Deci el nu reprezintă o ștampilă definitivă pusă unei personalități. Este vorba de un moment în care, precis, în care se evaluează modul în care s-a prezentat acea personalitate. Deci, nu trebuie să se simtă nimeni descurajat dacă nu a luat nimic sau a luat un premiu mai puțin important. Mâine s-ar putea, când spun mâine, mă refer chiar și la varianta la propriu, ar putea să câștige ei un mare premiu la un alt concurs, după cum cei care au câștigat astăzi premii foarte importante, este posibil să nu se prezinte la același nivel pe viitor la un alt concurs. Deci, principala competiție este cea a fiecăruia cu sine însuși. În momentul în care te autodepășești și dai tot ce ai mai bun, atunci poți să spui că ai câștigat competiția cea mai importantă. Sunt deja la a doua ediție acestui concurs, a mea, nu a concursului, și pot să observ, deși au fost mai puțini candidați decât anul trecut, o omogenizare valorică a concurenților, unul care a făcut treaba noastră un pic mai dificilă și este de lăudat că în condițiile actuale, sociale, din ziua de astăzi, se mai întâmplă lucruri așa de bune și cu atâta seriozitate pregătite și că sunt atâți copii care sunt foarte perseverenți, studiază și dedicați lucrurile pe care îl fac. Deci vreau să felicit și părinții și profesorii îndrumători și vreau să felicit și pe toți concurenții care s-au prezentat în această ediție pentru că au făcut o treabă foarte bună și să
îi îndemn să continue pe drumul pe care l-au apucat. Manifestarea a fost organizată de Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Neamț și Primăria Municipiului Piatra Neamț. După două zile de concurs în care tinerii interpreți și-au etalat atât virtuozitatea cât și calitățile interpretative, a avut loc festivitatea de premiere a concursului național de pian Carl Cerni. Mergem mai departe, cred că cu momentul cel mai așteptat de cei mici și de cei mai puțin mici. Nu vă rețin mult, spun doar câteva cuvinte. Mă bucur că am dus la bun sfârșit încă o ediție. Sper că v-ați simțit bine aici la Piatra Neamț, că simțiți recunoștința muncii a dumneavoastră, profesorilor coordonatori, a copiilor în mod special, care au fost concurenți în acest concurs, nu în ultimul rând a părinților, care știm că nu e ușor să sprijinim copiii pe acest drum. Știți cum întotdeauna fiecare avem păreri și păreri, este un domeniu destul de subiectiv. Poate nu toată lumea va fi foarte mulțumită, poate mulți vor fi surprinși mai mult decât plăcut. Ideea este că dacă fiecare din voi copii este mulțumit de ce a realizat, de ce a făcut, de momentul acela în care a cântat pe scenă, ăsta este cel mai mare câștig. Da? Trebuie să vă bucurați de fiecare moment. Concursuri sunt multe. Mulți sunteți la început de drum. Vă doresc tuturor, indiferent de rezultate, să mergeți mai departe cu încredere. Orice defecțiune se poate repara în orice domeniu, inclusiv în domeniul nostru. Felicit pe toți copiii, pentru că indiferent de vârstă, indiferent de rezultate, știm cu toții cei care ne aflăm în această sală ce înseamnă pentru cei mici un minut pe scenă. Este enorm. O muncă enormă, un consum enorm, iar pentru ei, faptul că au urcat pe această scenă este un câștig, un pas înainte. Am să-l invit alături de mine pe președintele jurului, domnul lector universitar dr. Toma Popovici, să începem să dăm premiile. Diploma de participare se acordă concurentului Maria Petrea de la Bârlad. Diploma de participare Maria Cristina Șendrea, clasa a doua, Bacău. Luana Elena Grigoraș, clasa a treia, tot diplomă de participare, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași. Diplomă de participare Palcu Vlad, clasa a treia, Școala Gimnazială Vasile Alexandru Vaslui. Diplomă de participare Oana Diana Turda, clasa a patra, Școala de Muzică Sighetul Marmației. Ioan Cătălin Dura, mențiune, clasa a doua, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași. Tot mențiune Daria Hudeț Gheorghiu, clasa a doua, Piano Art Institut Galați. Mențiune și pentru Octavian Andrei Pânzaru, clasa a doua, Piano Art Institut Galați. Iulia Ciobanu, mențiune, clasa a treia, Colegiul de Artă George Apostu Bacău. Tot mențiune Tudor Călin Poiană, Școala Gimnazială Vasile Alexandru Vasile, clasa a treia.
Sebastian Aurelian Holeră, clasa a patra, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași, mențiune. Trecem la premiul 3. Basarab Maria, clasa 1, Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, Chișinău. Maria. Tot premiul 3, Fabian George Beacă, clasa a 2, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași. Tot premiul 3, Paul Teodor Iușcă, clasa a 2, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași. Premiul 3, Robert Colin Panaitescu, clasa a 2, Colegiul de Artă George Apostu Bacău. Tot premiul 3 pentru Maria Pătăchioaie, Liceul de Artă Ștefan Lucian Botoșani, clasa a 3-a. Da, Premiul 3 și pentru Noa Livanu, clasa a 3-a, Liceul de Artă Ștefan Lucian Botoșani. Elena Iușcă, clasa a 4-a, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași, premiul 3. Norbert Borto, clasa a 5-a, Colegiul de Artă George Apostu Bacău, premiul 3. Tot premiul 3 și pentru Rareș Ionel Trufea, clasa a 7-a, Școala numărul 6 Mihai Eminescu, Vaslui. Mai urcăm o treaptă, ajungem la premiul 2. Ruxandra Gheorghe, clasa pregătitoare, pianul Art Institut Galați. Tot premiul 2 pentru Vanessa Maria Nicodim, clasa 1, pianul Art Institut Galați. Premiul 2, Narcis Artemie, clasa 2, Școala de Arte Service Lucidache Roman. Diana Rebecca Ionel, clasa a 2-a, școala numărul 6 Mihai Eminescu Vaslui, premiul 2. Iunai Silenti, clasa a 3-a, piano Art Institut de Alați, premiul 2. Ruxandra Ursachi, clasa a 7-a, Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț, premiul 2. Premiul 1, Marina Iancu, preșcolar, piano Art Institut Galați. Tot premiul 1, Abi Livanu, clasa 1, Liceul de Artă Ștefan Lucian Botoșani. Tot premiul 1 și pentru Maria Raluca Moțoc, clasa 2, Liceul de Artă Ștefan Lucian Botoșani. Premiul 1, Anita Fulga, clasa a 3-a, piano Art Institut Galați. Premiul 1, Maria Prisecaru, clasa a 4-a, Școala de Arte Sergiu Celibidache Roman. Alexandra Maricencu, clasa a 5-a, Liceul de Artă Ștefan Lucian Botoșani, premiul 1. Angel Cristian Babi, clasa a 6-a, Liceul de Artă Ștefan Lucian Botoșani, premiul 1. Tot premiul 1 și pentru Cosmin Ștefan Huluțu, clasa 9-a, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, Suceava. Tot premiul 1. Carina Uță, clasa 12-a, Liceul de Arte Victor Brauner, Piața Neamț.
minute. Urmează spuma, avem premiile speciale și apoi trofeul. Ia să vedem aici care se încadrează. Pentru premiul special, pentru cea mai bună interpretare, piesă preclasică, Pantilimon Luca George, clasa a patra, Școala de Arte Sergiu Cilibidache, Roman. Premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei piese clasice, Maria Raluca Mozzo, clasa a doua, Liceul de Artă Ștefan Lucian, Botoșani. Premiul special pentru cea mai bună interpretare a unui studiu de Cerni, Angel Cristian Babi, clasa a șasea, Liceul de Artă Ștefan Lucian, Botoșani. Premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei piese românești se acordă lui Anita Fulga, clasa a treia, Piano Art Institut Galați. Pentru cea mai bună interpretare a unei piese moderne se înmânează diploma de premiu special Mariei Prisecaru, clasa a patra, Școala de Arte Sergiu Celibidache, Roman. Mai avem un singur premiu de dat, e cel mai râvnit de toți, sper, sperând fiecare la concursurile la care mergeți, să primiți așa ceva, să reușiți să adunați în palmares și un trofeu al unui concurs, că e mai devreme, că e mai târziu, trebuie să se întâmple pentru toată lumea, nu? Noi sperăm întotdeauna. Anul acesta, trofeul Carl Cerni, dacă anul trecut l-am păstrat la Piatra Neamț, anul ăsta suntem mai darnici, pleacă. Și va fi acordat Mariei Raluca Moțoc din clasa a doua de la Liceul de Artă Ștefan Lucian din Botoșani. Asta a fost ediția 26. Vă mulțumim că ați avut încredere în noi și că ați optat să alegeți acest concurs. Vă mai așteptăm și la anul. Mulțumesc jurului, mulțumesc doamnei conferențiar universitar dr. Mihaela Spiridon, mulțumesc domnului conferențiar universitar dr. Alexandru Petrovici, nu în ultimul rând, pentru al doilea an la rând, președintelui jurului, domnului lector universitar dr. Toma Popovici. Vă mai așteptăm la noi! Carl Cerni a învățat pianul la o vârstă fragedă cu tatăl său. A debutat public la 9 ani, în 1800, iar la 15 ani era deja profesor căutat în Viena secolului al XIX-lea. Cerni a triumfat în calitate de compozitor și interpret și a fost un mare pedagog, numărându-se printre părinții studiului didactic muzical. Competiția artistică desfășurată la Piatra Neamț urmărește stimularea și evaluarea performanțelor instrumentare și creative a tinerilor pianiști. Am încheiat ediția 26 a Concursului Național de Interpretare Carl Cerni, organizat an de an aici la Liceul de Arte din Piatra Neamț, de Catedra de Pian. Un concurs la care noi ținem foarte mult, un concurs care ne dorim ca pe an ce trece să fie din ce în ce mai bun, cu concurenți din ce în ce mai talentați și bine pregătiți. Suntem mulțumiți. Am încheiat o ediție în care, deși nu am avut numărul de concurenți de anul trecut, a fost o ediție în care au venit copii foarte buni. A fost o ediție în care am avut concurenți din 11 orașe. Am avut și din Republica Moldova, de la Chișinău. Sperăm ca în anul următor să mărim numărul concurenților.
să-i atragă acest concurs și pentru fiecare care vine aici să fie un moment care să rămână plăcut în amintire. Nu a fost ușor, nu a fost nici foarte greu, dar a fost frumos, satisfacția este pe măsură. Sper că toată lumea a plecat mulțumită. Am încercat să facem așa cum am știut mai bine, să încercăm să oferim un juriu obiectiv. De aceea toate cadrele, profesorii din juri au fost de la universitate. Colaborăm cu domnul lector universitar dr. Toma Popovici încă de anul trecut. A fost și anul trecut președintele juriului. Doamna Mihaela Spiridon, conferențiar universitar la Academia de Muzică din Cluj, care de altfel este inițiatoarea acestui concurs. Și anul acesta am avut un domn profesor, conferențiar universitar dr. Alexandru Petrovici, tot de la Universitatea de Muzică din București, care a venit pentru prima dată, sperăm să nu fie și ultima, să mai accepte invitația noastră. Nu putem mulțumi întotdeauna pe toată lumea. Muzica nu este chiar ca matematica, cum 1 plus 1 fac 2, la noi nu întotdeauna dă același rezultat. Însă, indiferent de rezultatele obținute, copiii trebuie să înțeleagă că orice concurs e un pas înainte, orice rezultat din orice experiență pe scenă pot învăța lucruri bune pentru cariera lor viitoare. Sperăm să aibă puterea să meargă mai departe, să-și dorească acest lucru și să mai vină la noi la Piatra Neamț și la ediția 27.